în fiecare oră, de fapt în fiecare minut, suntem anunțați că iranienii vor ataca și Statele Unite și Israelul, dar nu știe nimeni în ce moment se va întâmpla asta, de unde, în ce fel, cu ce fel de armament, care sunt țintele, nu știe nimeni nimic. Dar atunci ce știu șefii serviciilor secrete din Statele Unite și Israel, care dau în fiecare oră și în fiecare minut alarme generale? Ce știu eu de fapt?